Legea nu e aceeași pentru toți în România. Pentru oamenii obișnuiți, legea e făcută din beton armat. Dai cu capul al spargi. Pentru oamenii speciali, legea e ca pantalonii de training. E elastică. Poți să te miști cum vrei tu în ea, că se mulează pe tine. În cazul de la Constanța, însă, legea s-a mulat pe o crimă. Vă aduceți aminte ce a pățit polițistul ăla care l-a oprit pe Horodnicianu? A fost anchetat că de ce a filmat. Păi, mai încurajează asta pe cineva să facă necazuri oamenilor puternici sau copiilor lor? Specialii nu sunt doar cei cu pensii mari în România. Mai mulți decât ei sunt specialii cu telefoane în agenda, cu relații, cunoștințe sau pur și simplu cu bani. Ăștia trec prin lege, carața prin apă, nu se lipește de ei nimic. Nici lipsă RCA, nici reclamații că mergeau aiurea, nici droguri în mașină, nimic, nimic. De asta s-a indignat lumea. Că absolut toți, dacă suntem prinși fără RCA, trebuie să ridicăm mașina pe platformă dacă vrem să o luăm de acolo, nu? E bine, la copilul ăla de la vama veche s-a considerat probabil că sunt suficiente droguri la bord să o ridice ele la ceruri. Nu mai e nevoie de altceva. Responsabilii aici însă nu sunt doar polițiștii care poate au închis ochii, care poate n-au distribuit la începutul verii destule teste de droguri pe litoral care n-au verificat atent. Responsabili să știți că suntem și noi. Pentru că destui dintre noi, din păcate, nu-și doresc ca legea să fie egală pentru toți. Mai degrabă visează să o poată fenta și ei, fără consecințe. Îi știți pe aia care depășesc coloana pe banda de urgență? Ei, ăia sunt cei care scuipă cu mândrie pe restul și rare ori sunt pedepsiți. De aici pornește totul. Încălcarea legii nu e o rușine în România. Asta e problema. Nu e suficientă indignare publică atunci când se întâmplă la vedere. Mai degrabă, ele hamite și dezgust. Ori, cu renunțarea la pretenții, nu se construiește o țară. Mai degrabă să demolează. Și asta vedem acum. Știți că de vreo câțiva ani se propune ca imaginele de pe camerele de supraveghere ale populației să fie acceptate ca probă în materie de delicte de circulație. Și nu s-a acceptat. Poate ar fi dat prea mult de lucru poliției, sau poate ar fi riscat să expună prea mulți special care merg cum vor ei, cu voie discretă de la împărăție. Acum despre crevedia. Eu văd explozia asta ca pe o bombă cu un fitil care a ars timp de trei ani. Un fitil lung care a trecut pe sub nasul primăriei, pe sub nasul poliției, al tuturor autorităților. L-au văzut? Ei acum zic că nu. Dați-mi voie să nu-i crede niciun fel. Mai ales că primarul, în prima declarație la televizor, a și scăpat porumbelul că acolo se transfera gaz dintr-o cisternă în alta. A câteva zile după aceea, tot el zice cam așa, domnule, n-am trecut prin filtrul gândirii. Eu cred că filtrul ăla nu e al gândirii. Iar spaimei că ar putea să fie pedepsit că n-a făcut nimic. Dar, ce a indignat oamenii aici? Dimensiunea exploziei? Nu neapărat, ci mai degrabă bănuiala că o stație închisă oficial de trei ani mai are activitate chiar și numai de transfer de gaz. Sau faptul că proprietarul dintr-o familie cu legături politice, va chiar același partid cu primarul? Sau confirmarea că oamenii cu bani sunt tratați cu mânuși, chiar și atunci când în urma lor rămân morți pe stradă? în vreme ce două rude, e drept că mai recalcitrante, au fost tratate cu cătușe. Când au venit la casa părinților arși, poate toate astea la un loc. La crevedia n-a explodat doar o cisternă. A explodat în fața ochilor noștri o rețea de complicități. Una în care viața omului, omul care trăiește în miros de gaz, ani buni și moare ars de același gaz, pare mult mai puțin importantă decât deranjul unor oameni cu bani și putere. Hai să încercăm să ne imaginăm cum ar fi fost dacă o firmă cu conexiuni într-un partid se plângea la primăria ținută de același partid că un vecin o incomodează. Nu vorbim de crevedia, dar vorbim despre România. Dacă se plângea firma cu pile, pe firul scurt, la primar, păi se mai făcea ăla că nu știe? N-avea vecinul poliția la poartă în 10 minute? Avea. Știm că avea, că nu suntem născuți ieri. Legea în România e la fel ca gravitația. Funcționează doar de sus în jos. Când vine de sus o plângere, imediat se rezolvă. Când vine de jos în sus, nici nu se mai ridică din dosar ca de cu tot cu el. La coș. Și mai e un lucru de spus. Sunt 19 case distruse în crevedia. 100 de oameni fără adăpost. Dacă toți aceștia s-ar fi solidarizat din timp cu vecinii de lângă cisternele GPL, dacă toți ar fi mers la primărie să protesteze, dacă măcar jumătate ar fi făcut memorii, dacă măcar 10 ar fi pichetat stația până se oprea mirosul, Poate dacă erau mai mulți cetățeni, cetățeni, decât locuitori, lucrurile ar fi arătat altfel acum, în Crevedia. Ca și în România.